Salutare, prieteni! Suntem pe 4 septembrie 2022 și nevasta mea a vrut ca să sărbătorim un an de la căsătorie vizitând acest castel de la Miclăușeni. E un eveniment aici. Sunt multe, văd că multe tarabe aici se așează. Castelul Sturza, cunoscut și sub denumirea de Palatul Sturza, este un castel în stil neogotic construit între anii 1880-1904 de către Gheorghe Sturza și soția sa Maria, în satul Miclăușeni, la o distanță de 20 de km de Roman și 65 de km de municipiul Iași. În prezent se află în proprietatea Metropoliei Moldovei și Bucovinei și este inclus pe lista monumentelor istorice din județul Iași din anul 2015. Ansamblul este format din 3 monumente, Biserica Sfinții Voievod Bunavestire, datând din 1787 și Castelul Sturza, datând din secolul al XVII-lea, reclădit în 1792, și parcul, care formează un domeniu, probabil. Da, să mai luăm un cadru. Parc frumos aici, de vederit acolo, în domeniu. În domeniu de zis aici. Pădurea e curată. Avem prințese pe acolo. Iar aici, probabil este Biserica Sfinții Voievozi Bunavestire, datând din 1787. Facem parte din acest domeniu. Ce mai putem spune despre acest castel este clădirea a fost ridicată la sfârșitul secolului al 8-19, pe locul unui corac boieresc mai viu, în secolul
18, o parte din construcție veche fiind înglobată în actuala clădire, ea aflându-se în aripa estică a castelului. În primul război mondial, castelul a adăpostit un spital militar, iar Maria Gica și Ecaterina Carpatovna au ajutat rănitica infirmiere, mare compozitor George Enescu a vizitat castelul, concertând pentru patrule cu răniți. Ce am mai putea spune despre aceste castele este că în anul 2003, regizorul Sergiu Năcălescu a turnat câteva scene din filmul român cu succesa castelului Clăușeni. Și aici avem în acest domeniu Sturza și să mergem mai aproape să-l vedem. Acest castel castel. Avem un pian aici. Putem cânta puțin la pian. Să vedem cum arată în castel. De haine. Atelier de ceramică. Poți crea un obiect din ceramică. Da.
Acum nu mai creiem, acum mergem să vizităm. Salonul cu ceaiuri, care am fost în el. Acum vom urca la etajul castelului, să vedem ce mai avem și aici, vă arătăm câteva imagini, un mobilier aici. Probabil sunt tipe. Lumea se fotografiază, iarăși avem o sobă. Și aici bea cafeluța principele. Alte bunătățile ale evrei. Ieșim pe terasă. Parcul castelului este un parc în stil englezesc. Este creat. Dar acesta este un copac de Ginkgo biloba. Ginkgo biloba se poate face ceai din frunzele copacului. Este un ceai foarte sănătos și momentan se colectează tot așa frunze de aici și se mai face ceai din când în când la restaurantul castelului. O să vedeți foarte multe elemente decorative din blazonul familiei. Lei, șerpi, dacă vă uitați acolo în colț, avem șarpele cu crucea, da, care reprezintă medicina și partea aceasta științifică. Blazonul este chiar la intrare, da, se păstrează. Și totodată mai este și un blazon aici în, pe partea asta a peretului care dă spre intrare. Iar în partea asta este leul care reprezintă casta războinică, casta cavalerească a familiei. Era Mura care a domnit aici în Moldova, nu? Da, unii dintre ei. Au rădăcini în mai multe familii nobile din România, și inclusiv în țara românească. A fost și Elena Astur de aici, da, nu? Da. Care a fost soția lui Alexandru. Da. În interior o să mai vedeți câteva elemente despre care am menționat mai devreme. Foarte interesant. Este foarte face. Aici este o cușie în verandă, pentru fereastra aceasta bate foarte mult soare. Ca să fie mai răcoare pe timpul verii. Elementele decorative din topul rușii, care de fapt nu este un top, funcționează sub formă de oglon. După cum ați auzit, foarte puțin se aude scârțâitul balamailor și asta pentru că nu am fost unse niciodată și chiar și așa sunt foarte silențioase. Dimineața, când servitorii pregăteau bucul de sun, cafeaua, ceaiul, erau foarte silențioși și în așa fel încât să nu trezească boierii. Aici era camera principesei, cu vedere spre curte.
Sobele care sunt foarte vechi și că sunt în formă de turn, piesele de la șah. Fotografii și aici camera prințului Sturza. A recordar las horas y aquel idilio trágico que solo de encontrar aquí la risa de un amor que fue mucho más feliz que yo por vos acá de pie. No vuelvas tus ruegos y tus lágrimas, no te borras de mi alma tu acción que ha sido pérdida. Te puedo perdonar el mal que yo de tu traición rompo, pero no olvidarás, mujer, que he muerto para vos. Aquí has venido, no ves que estoy enfermo de tener sufrido por culpa de favor, no me teme mi pena, ya todo terminado, no hay nada entre nosotros, andate por favor. Parada costumelor de epocă, aici la Miclăușe. Mă simt ca băierul Bibescu. E și valsul care